Între 6 și 17 iulie, în zilele de joi și vineri, absolvenții clasei a 8-a împreună cu părinților completează fișele de opțiuni pentru înscrierea la liceu 2023, iar repartizarea computerizată are loc pe data de 19 iulie, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației. 6, 7 și 10, 17 iulie 2023, completarea opțiunilor în fișele de înscriere de către absolvenții clasei a 8-a și de către părinții acestora, asistați de diriginții claselor a 8-a. Orice opțiune greșită poate conduce la repartizarea nedorită. Numărul redus de opțiuni completate poate conduce la nerepartizarea computerizată a candidatului, transmite Ministerul Educației. Elevii vor completa fișele de înscriere pentru repartizarea computerizată, împreună cu părinții și asistații diriginții. După completarea datelor personale cu nume, prenume, inițiala prenumelui tatălui, codul numeric personal și data nașterii, elevii vor trece pe fișa de înscriere notele obținute la evaluarea națională și media examenelor, dar și media claselor 5-8, care va servi drept criteriu de departajare. Completarea opțiunilor pe fișa de înscriere se face în ordinea preferințelor. Se completează codurile opțiunilor pentru profilurile, specializările sau domeniile de pregătire dorite. Elevii și părinții trebuie să aibă în vedere că orice opțiune greșită poate conduce la o repartizare nedorită și că numărul redus de opțiuni completate poate conduce la nerepartizare computerizată a candidatului. Pe 19 iulie are loc repartizarea computerizată în învățământul liceal a absolvenților clasei a 8-a, care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursului anului școlar 2023-2024. Tot în aceeași zi se comunică rezultatele candidaților repartizați computerizat în învățământul liceal și se afișează în unitățile de învățământ gimnazial listele cu locurile neocupate în unitățile de învățământ liceal. În perioada 20-25 iulie se vor depune dosarele de înscriere la unitățile de învățământ la care candidații au fost repartizați, relatează digi24.ro.